Blocul cu Bulină nu va fi gata anul acesta. După ce au fost încălcate mai multe termene de finalizare, constructorii spun că cel mai probabil consolidarea blocului va fi gata abia anul viitor. La momentul de față s-au terminat reparațiile la acoperiș și odată cu acestea problemele legate de infiltrații. Aproape 6 milioane de lei s-au alocat din fonduri provenite din surse guvernamentale pentru consolidarea acestei clădiri. Nu e vorba de păsuială, e vorba de niște lucrări foarte complicate care în momentul de față sunt în stadiu de finalizare. Este foarte important că s-a terminat cu acoperișul și asta eu cred că e o veste bună pentru cei care locuiesc acolo, în sensul că nu vor mai avea loc infiltrații și ei se temeau foarte mult de acest lucru. Eu cred că și fațada va fi terminată, se lucrează la instalații, nu știu, eu cred că primăvara anului următor îi va putea găsi pe cetățeni în locuințele lor. Desfășurarea lentă a lucrărilor, neseriozitatea unora dintre firmele care au lucrat la consolidarea imobilului în ultima vreme, dar și alocarea greoaie a fondurilor pentru această investiție, au dus la întârzierea în repetate rânduri a momentului în care blocul, încadrat în gradul 1 de risc seismic, nu va mai reprezenta un pericol pentru locatari.